Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat o ședință CMBSU pentru a prelungi măsura obligativității purtării măștii pe o rază de 50 de metri în jurul școlilor. Asta în contextul în care chiar azi Bucureștiul a depășit incidența de 1 la 1000 de locuitori. Ședința va avea loc în această săptămână. Despre acest subiect vorbesc cu Alin Stoica, prefectul Capitalei. Bună seara! Bună seara! Mai exact când veți lua această decizie? Marți sau miercuri va fi ședința CMBSU, prin care vor fi prelungite măsurile de siguranță și în cadrul căreia se va propune și introducerea obligativității purtării măștii în jurul școlilor pe rază de 50 de metri. Ce măsuri mai urmează să fie luate? Deocamdată nu aducem măsuri suplimentare față de cele care sunt astăzi în vigoare. Respectăm măsurile conform hotărârii de guvern privind prelungirea stării de alertă. Dacă urmează la următoarea prelungire să fie introduse alte măsuri, le vom aplica. Vă mulțumesc pentru intervenție.